În cursul lunii septembrie nu s-a înregistrat nicio reclamație din partea pacienților sau aparținătorilor acestora la Spitalul Județean Suceava. Asta arată că prin înființarea biroului pacientului s-a îmbunătățit foarte mult comunicarea dintre personalul medical și beneficiarii serviciilor medicale de urgență, consideră șeful UPU, medicul Liviu Cârlan. 600 de situații legate de informații referitoare la starea pacienților, timpul de derulare a activității medicale sau investigațiile efectuate au fost rezolvate luna trecută prin intermediul biroului pacientului. În jur la 600 de situații în care au fost rezolvate în totalitate, 100%, aparținătorii au primit informații referitoare la starea pacienților, la timpul de derulare a activității medicale și respectiv la final li s-au comunicat faptul că se vor interna sau faptul că vor primi îngrijiri la domiciliu. Chiar de când s-a deschis acest birou au scăzut numărul, adică chiar nu n-am mai avut nicio reclamație la adresa, ceea ce arată că de fapt nu cred că deficiența actului medical în sine ar crea probleme, ci faptul că comunicarea dintre cadrele medicale și aparținători probabil era deficitară din cauza, în primul rând, a numărului mare de pacienți care se prezintă în UPU, a numărului încă mic, îl considerăm noi, de medici urgentiști care sunt angajați la unitatea de primire urgențe. Totodată, doctorul Cârlan a subliniat că secția de primire urgențe se confruntă în continuare cu deficit de medici. Noi mai putem angaja încă cel puțin 8 medici urgentiști, dar, după cum știe toată lumea, există un deficit al medicilor, în special medici urgentiști, de terapie intensivă și alte specialități. Dar sperăm că în următorul an, în următorii ani, vom reuși să mai atragem cel puțin 3-4 medici. Biroul pacientului funcționează după un program non-stop. În permanență, o asistentă este prezentă pentru a răspunde nevoilor.